Împlinirea a 20 de ani este o piatră de hotar mai mare decât oamenii își pot da seama. Odată ce ai 20 de ani, nu mai ești adolescent. Sigur că încă nu poți bea în mod legal în Statele Unite, dar ești oficial adult. Însă ce ar trebui să facă tinerii de 20 de ani? A fi responsabil este întotdeauna o prioritate, dar acest lucru nu ar trebui să însemne că nu trebuie să te bucuri de ceea ce viața are de oferit. Așa că astăzi vom discuta despre 20 lucruri pe care trebuie să le faci înainte de 20 de ani. Îți place să călătorești și să descoperi lumea? Cu siguranță acest canal îți împărtășește pasiunile. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când o nouă destinație te așteaptă. 1. Călătoriți în afara țării. Am pus acest lucru drept numărul 1, deoarece cred că acesta este cel mai important lucru de făcut înainte de a împlini 20 de ani. Călătorind în afara țării în care locuiți este o experiență atât de grozavă și de ce să nu o experimentați în timp ce sunteți încă tânăr? Aflați mult mai multe despre diferite culturi atunci când călătoriți într-o țară, mai degrabă decât să o căutați online. Vă recomand cu mare drag să călătoriți la orice vârstă, dar cu siguranță să o faceți cel puțin o dată înainte de a împlini 20 de ani. Dacă nu aveți idee unde să călătoriți înainte de a împlini 20 de ani, puteți să aruncați un ochi peste videoclipurile noastre cu cele mai bune destinații de călătorii. 2. Învață o a doua limbă. Sunt atât de multe lucruri de făcut până să împlinești 20 de ani, dar învățarea unei limbi va fi cu siguranță un drum lung. Cred că toată lumea ar trebui să învețe măcar o limbă străină în viața lor. Nu spun că trebuie să devii fluent în ea, ci doar să înveți câteva fraze importante. Vă va ajuta să comunicați cu oamenii atunci când călătoriți. În plus, este destul de mișto să poți spune că vorbești mai multe limbi. 3. Mutați-vă într-un loc nou. Fie că este vorba de mutarea cu familia sau de mutarea din casa familiei, cred că toată lumea ar trebui să se mute într-un loc nou înainte de 20 de ani. După cum am spus, nu cred neapărat că trebuie să vă mutați înainte de a împlini 20 de ani. Cred că cel puțin ar trebui să experimentați mutarea într-un loc nou și independența care vine odată cu ea înainte de 20 de ani. 4. Mănâncă ceva ce nu poți pronunța. Poate sună dezgustător, dar s-ar putea să dai peste un nou favorit. De asemenea, îți va arăta maturitatea și deschiderea față de încercarea de lucruri noi. Cine știe, în viitor s-ar putea să fii într-o țară nouă, încercând mâncare nouă cu oameni noi. 5. Ia-ți o slujbă. Nu este nimic mai satisfăcător decât câștigarea propriilor bani. Avea un loc de muncă nu este important doar pentru soldul dumneavoastră bancar, ci și pentru CV-ul dumneavoastră și pentru etica muncii. A împlini 20 de ani cu un singur loc de muncă în CV nu va arăta grozav, nu-i așa? Chiar dacă este vorba de stagii sau voluntariat, ieși afară și află despre lumea în care trăiești. Stagiile și voluntariatul se pot face în străinătate. Deci, nu numai că veți învăța despre viață, dar s-ar putea să vă întoarceți cu un bronz și câteva fotografii foarte instagramabile. 6. Obține un pașaport. Puneți mâna pe pașaport. Este un bilet de aur pentru oriunde. Vei fi la fel de liber ca o pasăre, zburând din Italia în Madagascar. Lumea este strada ta. Ia-ți un an liber sau doar o vară și mergi să vezi lumea. 7. Ieși din zona de confort. Făcând acest lucru, veți crește ca persoană, veți face niște amintiri incredibile, în timp ce, mai mult ca sigur, veți face și fotografii uluitoare. Veți câștiga experiență valoroasă și încredere, astfel încât un interviu descurajant să fie o plimbare în parc. 8. Găsiți un hobby. Dacă vă întrebați ce să faceți înainte de a împlini 20 de ani, vă sugerez să începeți cu un hobby cool. Primul meu hobby a început de la o vârstă foarte fragedă, însă îmi dau seama că mulți oameni nu au hobby-uri. Găsiți un hobby de făcut în timpul liber. Având un hobby, puteți întâlni o mulțime de oameni cool, care au aceleași interese ca dumneavoastră. 9. Mergeți pe un munte. Drumețiile sunt un exercițiu extraordinar și priveliștea pe care o obțineți după ce ați ajuns pe vârful muntelui este întotdeauna uluitoare. Creează-ți un grup de prieteni.
căutați muzică bună și faceți drumeții. Este obositor și picioarele tale vor arde până la sfârșit, dar este un mod atât de minunat de a-ți face niște amintiri uimitoare. 10. Cumpărați prima mașină. Am cumpărat două mașini înainte de vârsta de 20 de ani, dar numai una dintre ele am cumpărat-o singur. A trebuit să iau un împrumut pentru a putea cumpăra al doilea, dar îl plătesc singur. Cred că a face o achiziție mare la o vârstă fragedă este o modalitate bună de a vă învăța responsabilitatea. Nu trebuie să fie o mașină nouă la urma urmei. Împlinești 20 de ani. 11. Pierde-te într-un oraș necunoscut. Nu toți cei care rătăcesc sunt pierduți. A fi cu cineva undeva sau cu nimeni nicăieri te va face să-ți sfidezi milioanele de frici. Experimentează cât ești tânăr. 12. Mergi la pescuit. Este o artă puterea de a nu fi îngrijorat. A nu face nimic este cel mai dificil lucru din lume. Pescuitul vă va spune totul despre păstrarea calmului și luarea înapoi a cinei, acasă la sfârșitul zilei. 13. Faceți o vacanță de scufundări. Descoperiți mai mult decât pot vedea ochii. Cele mai multe minuni ale lumii sunt ascunse și uneori trebuie să vă scufundați în cea mai adâncă mare pentru a le descoperi. Există forme de relief și creaturi pe care nu le cunoașteți și în primele câteva secunde sub apă vă vor spune că dintr-o dată lumea voastră s-a extins. 14. Experimentați căderea liberă. Saltul de la înălțime se află în fruntea topului activităților de aventură fără pericol. Fii suficient de nebun să o faci, pentru că în curând în viața ta îți vei da seama că este mai bine să trăiești momentele decât ani de zile. 15. Fii obsedat de sănătatea ta. Să fii tânăr și să găsești pasiune în propria sănătate este un sentiment fantastic. Toată lumea ar trebui să încerce să devină vegetariană, obsedându-se complet și de sala de gimnastică sau yoga. Veți găsi o fericire interioară în a deveni sănătos și cu cât începeți, cât sunteți tânăr, cu atât mai bine vă va fi. 16. Obțineți o notă proastă la un test dintr-un motiv cu adevărat bun. Educația e importantă și trebuie prețuită mult, dar trebuie să vină un moment în care să prioritizăm o experiență epică în fața ei, cel puțin odată. Mergeți într-o călătorie spontană, beți prea mult vin cu mama și nu studiați, indiferent ce este. Faceți-o, merită. 17. Votează. Participă la evoluția acestei lumi. Fii conștient de viitorul pe care ți-l dorești pentru tine și într-o zi pentru copiii tăi și fii motivat să-l faci să se întâmple. 18. Fă ceva care te sperie. Indiferent ce vârstă ai, ar trebui să faci ceva care te sperie în fiecare zi. Fie că asta înseamnă să faci un apel telefonic sau să trimiți un mesaj. Să-ți cucerești temerile este întotdeauna un lucru bun. Dar, pe măsură ce îmbătrânim fizic și avem mai multe de protejat, frica crește. Dacă lucrul care te sperie la 25 de ani este parașutismul, fă-l acum pentru că poți și pentru că te va face mai puternic. 19. Învață să cânți la un instrument. În acest moment, probabil că ați încercat să cântați la un instrument, la un moment dat din viața voastră. Și dacă acela nu a fost cel potrivit, poate că există altul pentru voi. Redarea muzicii atinge regiunile subutilizate ale creierului și îți ridică spiritul. În plus, vei fi viața fiecarei petreceri atunci când vei surprinde oamenii cu abilitățile tale de armonică. 20. Faceți-vă portretul. Veți fi mereu frumoși, dar nu veți mai fi niciodată atât de tineri ca acum. Faceți-vă portretul. Oricine are o cameră de calitate îl poate face. Surprindeți-vă tinerețea cât o aveți. Nu este necesară o sesiune de portrete orchestrate. Fii tu însuți și permiteți cuiva să vă prindă într-un moment de care să vă rămână o amintire frumoasă mult timp.